Doamne ajută! Doamne ajută pentru că mie mi-a ajutat Dumnezeu foarte mult. Mă consider un om foarte, foarte, foarte norocos. Norocos prin ce am primit și cred că totul ce am este primit de la Dumnezeu. Prima dată l-am primit pe viitor. Este omul care, fără să-l vrea, m-a tras și m-a ridicat. Nu știu dacă a realizat vreodată lucrul ăsta, dar ani de zile, fără să știe, m-a obligat să urc toate piscurile vieții. Am reușit. Am reușit și astăzi am o poreclă. Mi se spune generalul. Deci consider că am reușit. De când deschidem istoria artelor și ajungem la primele reprezentări în culoare, cu o vechime de 30.000 de ani, de la bizonii care sunt la Altamira, sau de 16.000 în zona, 16.000 de ani în zona Cujului, vedem că artiștii au reușit să, prin desen și culoare, să inventeze niște forme care să-ți rețină atenția. Armonia, mișcarea, dinamismul și toate lucrurile astea, pentru că toată pictura era legată de viața lor, de cult, au făcut ca ei să pună pasiune. Și atunci când deschizi o asemenea carte, te face să urmărești cu multă atenție. Și ori, ca să reușești în viață, trebuie să fii perseverent. Tatăl meu, profesor de latină, arunca așa din când în când câte Victor. Unul dintre acestea era, zice, Hic Rhodos fix Sacra. Se referea la un personaj din Grecia Antică care ajunge în Rhodos și o să lăuda. Că în țara lui face multe. Și atunci bătrânii l-au ascultat și ce mai știi să faci? Păi, tu fac foarte mult. Și unul dintre ei zice, da, bine. O să ne arăți? Păi nu, în țara mea fac. E, socotește că aici e țara ta și atunci arată-ne, transpune-ne. Deci, lucrul e că nu trebuie să încercăm tot timpul să spunem că facem. Îi spui că asta este o dovadă de ce am putut să fac eu cu iubita mea să țin.